Să fie Domnul. Amin. Doar două versete, Iuda 20 și 21. Este salutul bisericii din Bosanci pentru dumneavoastră cei din Jebel. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Cu ajutorul Domnului sunt pentru prima dată aici, la Jebel. Sunteți departe de noi, eu vin dintr-un sat din Bucovina, ne despart munți și voi. Mă bucur să vă găsesc în casa de rugăciune și mă rog Domnului pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Amin. În seara aceasta voi folosi cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt oameni cu concepții, învățături și păreri diferite, voi folosi această carte sfântă, spun eu, Biblia, tradusă în limba română de preotul ortodox Dumitru Cornelescu, cu aprobarea Sinodului Bisericesc. Nu am două Biblii, una pentru pocăiți și una pentru nipocăiți, că Biblia e una singură, citim de aici și Dumnezeu să ne sfătuiască pe toți. Amin. Îi des întâlnită expresia și cunoscută de toți de Sfânta Treime, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dar și omul în alcătuirea sa este o trinitate. Pavel spunea 1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin și Duhul vostru și sufletul și trupul vostru să fie păzite întregi și fără prihană până la venirea Domnului. Doamne ajută la aceasta! Amin. Înseamnă că noi avem în noi înșine trei entități. Avem un Duh, avem un suflet și avem un trup. Trupul-i ambalajul ăsta care se vede, așa cum ne-a făcut Dumnezeu. Mai înalt sau mai scuns, mai plinut sau mai slab, mai blond sau mai bruneț, așa cum ne-o dat Dumnezeu pe fiecare. Și trupul ăsta îi condamnat să fie dus în țărână. Oricât ne-am cosmetiza, ne-am împodobi, ne-am înfrumuseța, ne-am îngrijit că e normal să o facem, oricât am purtat trupul ăsta prin stațiuni și prin concedii, vine o vreme când acompaniat de muzica de jale, lacrimi și bocete, coborând pe cel drag în cimitir. Eu mi-am îngropat și mama și tata și socru și soacra și cumnați și mulți din cei dragi. I-am dus acolo, i-am plâns, că în Eclesiastul capitolul 12, versetul 7 spune: adu-ți aminte de făcătorul tău, până nu se întoarce țărâna în țărână de unde a fost luată și Duhul se duce la Dumnezeu, care l-a dat. Înseamnă că în momentul morții, trupul coborâm în humă, de unde a fost luat, Duhul se duce la Dumnezeu, dar mai rămâne o entitate în noi, sufletul. Că noi suntem Duh, suflet și trup. Ce facem cu sufletul în momentul când murim? Sufletul va merge înaintea lui Dumnezeu la judecată. Și dacă pe pământ am făcut voia lui Dumnezeu, intrăm între cei de-a dreapta în fericire, dacă nu, intrăm în locul de chinuire. Despre sufletul aș vrea să vorbesc în seara asta. Că Iuda spunea: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește. Sufletul are sentimente, voință, rațiune. Pentru că s-ar putea ca unii oameni, sănătoși tun, sportivi de performanță, fotomodele din acelea frumoase, artiști, care și-au îngrijit trupul, au echipe de medici la dispoziție, au gardă de corp care îi păzește, bancieri, miliardari lumii, se sinucid. De ce? Că aveau tot ce le trebuie. Trupul era sănătos.
Dar așa cum se îmbolnăvește trupul, se poate îmbolnăvi și sufletul. În seara asta aș vrea să vorbim de vindecarea sufletului. Amin. Între aceste trei entități există o strânsă interdependență. Oamenii de știință au afirmat spunând că bolile trupului în mare parte, 80%, sunt datorate stărilor sufletești. Sufletul generează boli trupești. Cea mai mare generatoare de boală este supărarea. De aceea spunea psalmistul 37:8, lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Vorbind de bolile acestea, eu spun nu te supăra. Eu am o soră care a rămas văduvă de la 48 de ani cu copii mici. Pe cumnată mi-o am îngropat. Trăiau foarte bine. Un om deosebit. Să-i spun să nu se supere? S-au amintit aici de doi frați tineri. O rămas o văduvă cu 5 copii, o văduvă cu 6 copii. Spune la femeia aceea să nu se supere. Să nu-i fie afectat sufletul când partenerul de viață te-a înșelat, că tu i-ai pus inima în palmă și el te-a trădat. Nu sunt motive de supărare? Când copiii îți întorc spatele, închid ușa și nu mai vrea să știe de tine, poți să nu te superi? Care sunt leacurile pentru boala asta? Duminica trecută am fost la un botez. Era o soră vioaie, plină de bucurie, o coborât în apa botezului. Și am vorbit puțin de istoria ei. A avut o afacere în diaspora. Partenerul de afacere a înșelat-o cu 600 de mii de lire. Ea, în supărarea ei, a intrat într-o adunare de pocăiți. Și acolo s-a întâlnit cu unul care vindecă suflete. Acela unul e aici. El vindecă și trupurile voastre. Am fost martor la multe vindecări în adunările noastre, dar El vindecă și sufletele voastre. De aceea doresc ca Dumnezeu să se ocupe în seara asta și de sufletul nostru. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Ce înseamnă, ce sugerează zidirea aceasta? O întărire a sufletului, o fortificare. Dumnezeu să ne zidească în seara asta. Amin. Dar mai am un gând legat de zidirea aceasta. Îl cheamă Dumnezeu pe Ieremia în lucrare și în capitolul 1, versetul 10, spune Ieremia, te-am chemat să dărâmi și să zidești. Sunt mai multe acolo. Să dărâmi și să zidești. Nu cumva să zidim pe niște dărâmături păcătoase. Întâi dărâmăm, adică curățim locul. Dacă vrei o înălțare sufletească, vrei o îndumnezeire, vrei o stare intimă cu Dumnezeu, asta înseamnă zidire sufletească, dar pentru asta întâi facem curat, curățăm locul. În 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5, Pavel spunea, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dacă vrei să te zidești sufletește, răstoarnă sistemul păcătos de gândire. Sunt oameni care gândesc atât de păcătos, au cugetul atât de murdar, și nu poți să te înalți înspre Dumnezeu cu păcatele din cugetul și din gândurile tale. În seara aceasta Dumnezeu ne cere nouă să răsturnăm aceste izvodiri, născociri ale minții, aceste imaginații păcătoase. Și rog pe Dumnezeu să ne dea un cuget curat. Apropierea de Dumnezeu depinde foarte mult de curăția cugetului. 1 Timotei 1:19. Timotei,
să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Aici e lupta unui pocăit. Aici e lupta oricărui creștin să-și păstreze cugetul curat. Pentru că sunt ispite. Ce este ispita? Ispita e un atac violent la mintea omului. Dar ispita nu e sinonim cu păcatul, nu? În Evrei, parcă 4:15 spune că noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Hristos a fost ispitit exact ca mine. Exact ca tine a fost ispitit și Hristos, numai că El n-a păcătuit. Dumnezeu să ne ajute ca atunci când avem cugetul întinat, să venim la Domnul să-L spele, să-L curățească. Sunt metode de curățire. Poți pleca în seara asta de aici cu gânduri curate și înălțătoare. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dărâmat. Te-am chemat ca să dărâmi. După aceea să zidești. Împărat 10:27, Iehu a dărâmat altarele lui Baal. Dărâmăm idolatria și nu intrăm în detalii. 2 Împărați 23:7, o dărâmat casele sodomiților din perimetru casei Domnului, că duhurile astea nu de la Brusex s-au născut, astea sunt de mult venite, adică în lumea. Dar ca să zidim sufletește, trebuie să ne facem rost de gânduri curate, dărâmăm plăcerile astea păcătoase care ne atrag, și aici mai am o recomandare, păstrăm curățenia care am obținut-o. Că în Galateni Pavel spune 2:18, dar dacă zidesc iarăși pe ceea ce am dărâmat, sunt încălcători de lege. Eu am constatat că unii oameni, când se pocăiesc, dărâmă multe lucruri păcătoase. Răstoarnă sistemul ăsta de gândire păcătos. Vin cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Dar după o vreme, încep unul câte unul să ia din nou lucrurile acestea. Și Pavel spune, măi, călcători de lege sunteți. Dacă ați dărâmat, ați îndepărtat păcatele, dărâmăturile astea, de ce le mai luați iarăși înapoi? Dumnezeu să ne dea înțelepciune, fraților. După ce am făcut curățenie, începem să zidim sufletele noastre. Și asta s-o facă în seara asta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El se ocupă de sufletul tău. Nu știu care e starea ta sufletească, nu vă cunosc, îs pentru prima dată și cu excepția fraților din conducere, nu știu dacă v-am văzut vreodată, mai este fratele de acolo, l-am văzut în Luxemburg, da? Dar indiferent ce stare sufletească aveți, în seara asta vreau să plecați acasă mai buni, mai zidiți și mai puternici, vindecați în suflete până la urmă. Dacă avem o boală trupească și Domnul nu ne vindică, putem ajunge în rai. Dar dacă avem boli sufletești, cu acelea nu ne-i permis accesul în rai. Încă o dată marșez pe lucrul ăsta și în mod ostentativ repet și mă rog, Doamne, vindecă-ne sufletele la toți în seara asta. În ce privește zidirea aceasta, Dumnezeu ne-a dăruit niște unelte. Că zidirea e un lucru, unelte cu care să ne zidim. Facem apel la ele? Eu n-am fost în străinătate, că am lucrat 35 de ani în țară, am ieșit la pensie de vreo 10 ani și acum lucrez așa undeva mai ușor. Dar am ajutat pe un coleg în Viena și el trebuia să pună niște reghips, ceva, eram tânăr, eram tare. Și am spus, măi, eu ți-mi placa asta, tu pune șuruburile. Și el a spus, nu mă, că neamțul are unelte pentru orice lucru. Eu a dus el acolo un dispozitiv, îl ținea, sta de vorbă cu mine, mai dau un șurub, mai povestea, ăla sta acolo, avea unealtă. Când vorbim de zidirea sufletească, Domnul ne-a dat niște unelte cu care să ne zidim. Hai în seara asta să le folosim. Vă dau un exemplu. Se întâlnește Pavel cu prezbiterii din Efes, când îi cheamă acolo la Milet. Stă de vorbă cu ei și i-a rămas bun, plâng.
Și în Fapte 20:32 spune: și acum vă încredințez în cuvântul Harului Dumnezeu care vă poate zidi sufletește. Prima unealtă, primul medicament, dacă vreți să folosim comparația, e cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Îl folosim? Dacă ești bolnav și te duci la un control, e bine, dar controlul ăla nu te vindică. Medicul îți face analiză, te controlează și îți scrie o rețetă. Nu ești vindecat. Te duci la farmacie, cumperi rețeta. Nu ești vindecat. Știi când survine vindecarea? Când încep să iei pastilele. Eu în seara asta vă dau o rețetă, vă dau o pastilă, vă dau o unealtă cu care să vă zidiți Sfânta Scriptură. Vă propuneți să o folosiți? Mulți oameni și-au găsit alinare și zidire sufletească în Sfânta Scriptură. Aici e puterea lui Dumnezeu. Psalmul 33 cu versetul 6, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. Versetul 9 spune: El poruncește și ce poruncește ia ființă. Luca 1:37 spune: niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35, cerul, pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Astea sunt cuvinte veșnice. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger zbura pe mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Îl folosiți? Spune Iacov: ați auzit de răbdarea lui Iov și ce sfârșit i-a dat Dumnezeu. Voi ați auzit de răbdarea lui Iov? Da? De unde ați auzit? Eu am citit în Sfânta Scriptură că Roman 15:4 spune: tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea care o dau Scripturile noi să avem nădejde. Nădejdea când ești depresivă. Acum vă spun un lucru. Lupta mare pe care o ducem noi cu duhurile astea de boală sunt duhuri de depresie. Oameni care au tot ce le trebuie, femei care au tot ce le trebuie, din punct de vedere material, sunt foarte bine, au depresie. Frate, am depresie. Nu pot dormi, iau distolocan, mă duc la cabinetul psihologului, am abonament făcut. După depresie vine duhuri de frică, duhuri de sinucidere și cu astea ne luptăm noi. Astea sunt boli ale sufletului. În seara asta Domnul ne spune, dacă citim Scriptura, dacă o împlinim, scăpăm de bolile astea. Și plecăm de aici, zidiți sufletește pe credința noastră preasfântă. Doamne, ajută-ne! Recomandarea mea e să puneți mâna pe Sfântă Scriptură, să vă fie dragă. La ora actuală este o explozie în tehnologia asta, mass media, care transmite informații. O vorbă spusă de mine într-o secundă înconjoară pământul. Și ne uităm la cântăreți, ne uităm la predicatori, ne uităm la știri, ne uităm la news, ne uităm la ce vrei. În Scriptură, când v-ați uitat ultima dată? Acelea, parcă cineva anume are intenție să ne înspăimânte, să ne subjuge. Cineva parcă e interesat să bage groaza și panica în populație. Ori Sfânta Scriptură aduce pace, aduce vindecare. Scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu trimisă pentru voi cei din Jebel. Eu sunt bătrân. Prima dată la telefon am vorbit la 15 ani. M-am dus la liceu la Brașov, îmi trebuia niște acte, am trimis un aviz acasă, poștașul a anunțat-o pe maică, mi-a două zi am vorbit. Așa era atunci. Dar am ajuns la un moment dat să comunic prin scrisori. Și era o fetișoară, îmi scrie mie o scrisoare, tare îmi scrie frumos. Tineri de azi, pe WhatsApp, nu? Voi nu știți să scrieți o scrisoare, vă spun eu. Așa poetic, frumoasă, ca să-ți trimite răspuns. Și apoi 3 zile făcea scrisoarea de la Brașov la Suceava, 3 zile înapoi. Cam joia o primeam. Mă duceam la poartă, erau puse tete așa în rând
Și mă uitam, vedeam nume, un plic roz frumos, mai avea câte o inimioară străpunsă cu o săgeată. E, nu vă interesează pe dumneavoastră asta. Mă duceam repede, luam scrisoarea, o citeam, bucuros o citeam, îmi scria foarte bine. Mi-aduc aminte că odată, mergând așa, am dat cu capul de perete. M-am întors înapoi, nu m-am supărat. Am luat-o în partea cealaltă. Dar niciodată nu mi-o dat prin minte să iau scrisoarea joi, să o pun în dulap și să spun, duminică, dacă o avea timp, am să citesc. Niciodată. Asta e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu, care l-a dat pe Fiul Său. Faceți concert de colinde. Hristos nu s-a născut să ne facă nouă sărbători. Nu de asta, că îi cântăm, cântăm spre slava Lui. El s-a născut ca să te scape pe tine de păcate, să te ierte pe tine și pe mine. Când era în Ghetsimani, o căzut cu fața la pământ, acolo în paharul acela erau toate păcatele lumii, toate bolile oamenilor. S-a uitat Hristos și a spus, Tată, dacă cu putință depărtează, e prea greu pentru mine. Și Dumnezeu a spus, beală, ca aia din Jebel să poată fi iertat. De păcatele lor, să aibă cugetul curat. E scrisoarea de dragoste trimisă pentru voi. Vă propune să citiți în Scriptură? Dacă da, n-am venit degeaba la voi. N-am făcut sute de kilometri. Dacă cineva se hotărăște să citească în Sfânta Scriptură, că cineva mă întreba, măi, voi pocăiți ăștia? Dar îi sunteți buni de gură. Măi, eu m-aș pocăi, dar uite, eram în Vatra Dornei. Acolo stau martorii Iehova cu reviste. Dincolo, la calea ferată, li se spune baptiști. Acolo sunt munte, este o casă, li se spune pentecostal. Dar eu unde să mă duc? Și am spus, Doamne, nu te spăra. Du-te acasă, citește în Scriptură și unde te trimite Scriptura, acolo du-te. Că de-l cauți pe Dumnezeu cu inimă curată, Dumnezeu îți răspunde. Amin. Eram în Vatra Dornii la un cizmar pocăit. Atunci eram mecanic locomotivă. Stam de vorbă. Și a intrat în atelier o femeie, nu mai știu cum o chema, Saveta parcă. Eu, mare evanghelist, i-am spus, Doamnă, mă tale, îl cunoști pe Dumnezeu? Ea spune, da. Dar cum îl cunoști? Avem o lecție învățată să văd cum îl cunosc. Cum îl cunoști? Ea spune, bine. Gata. Am încheiat dialogul. Acum eu aș fi lăsat-o, dar nu mă lăsa ea pe mine. Spune, măi băiețaș, mă întreb cum îl cunosc pe Dumnezeu. Hai să spun cine sunt eu. Sunt nevastă de polițist. În Vatra Dornă eram doamna înaltă din societate, bărbatul meu avea un rang mai înalt. La un moment dat m-am îmbolnăvit. 12 ani am colindat toate spitalele din România. De la Vatra Dornii, la Suceava, la Târgu Mureș, la București, înapoi la Vatra Dornii, aveam o hemoragie internă care nu se mai oprea. Am ajuns ca o legumă. Nu mai aveam ce să fac. Ultima dată m-am dus la spital din Vatra Dornii și mi-a spus, femeie, nu mai vine la noi. Eu la Panaci, o localitate, aveam o soră pocăită, o soră de corp. Și ea spunea, măi, dacă te pocăi, poate Domnul te-ar vindeca. Și eu zic, măi, lasă-mă cu pocăind. Atâta știți voi pocăiți, să-i pocăiți piteți. Da, dacă nu vrei, nu vrei. Am ieșit în spital și m-am dus la sora mea. Și ea iar îmi spune, măi, dacă te pocăi, și eu m-am supărat, zic, clar, mă-mi pace, mă duc să mă culc. M-am dus și m-am culcat, dar am făcut o rugăciune. Eram cu podoabe, bijuterii, ca o legumă galbenă, fără sânge în mine, dar mândră. Și am spus, Doamne, am văzut o Biblie pe masă. Eu m-au zis că Tu ești, că existi. Dacă ești și mă ai în vedere și pe mine, eu deschid cartea aceea sfântă și tu să-mi vorbești. Și ea a deschis cartea și îmi spunea ea, s-a deschis la femeia cu spurgere de sânge.
12 ani, la tot doctor, o cheltuit și n-o găsă vindecare. Ea avea o hemoragie de 12 ani. Eu mă întreb, ciudat, măi, nu se putea deschide în Cartea Cronicilor? Nu se putea deschide la rugăciunea Tatăl nostru, nu acolo? Și a spus, Doamne, văd că ești. M-am plecat pe genunchi, am plâns acolo în durerea mea. O venit ca o lumină în cameră, m-a învăluit și dintr-o dată am simțit că scurgerea de sânge a încetat. Acum am mai făcut o rugăciune, am spus, Doamne, la vatra dornea, te-a felul de pocăit sunt. Eu unde să mă duc? Și seara o visat un vis. O visat drumul până la adunare, o visat că a intrat în adunare, la amvon era fratele Romaneț și a doua zi îi spune lui bărbat, eu mă pocăiesc, mă duc la adunare. Măi, faci ce vrei, că o văzut că a doua duminică o plecat la adunare, o intrat în adunare, la amvon era păstorul Romaneț și spune, am 25 de ani de când îl cunosc pe Domnul. Asta e numai o mică paranteză să vă spun. Cine îl caută pe Dumnezeu cu inimă curată, îl găsește pe Dumnezeu. Aici, în cartea asta, îi drumul spre vindecare sufletească. Domnul să ne călăuzească și pe noi. Ar mai fi o unealtă dată de Dumnezeu, tot pentru zidire, în ce privește darurile Duhului Sfânt, condiția de mântuire. Din Fapte 2:37, cei ce au auzit propovăduirea lui Petru au rămas străpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta e pentru voi și copiii voștri, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu. Pocăința nu-i venită din Siberia. Pocăința nu-i nici la american venită, pocăința e venită din cer. Amin. Când a venit Hristos și a început să propovăduiască, el așa a început predica, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pocăința e venită din cer. Amin. Ce înseamnă pocăință? Sau ce nu înseamnă pocăință? Că e mai ușor de înțeles. Pocăința nu-i un regret. Nu, are ceva regret, dar nu-i numai regret. Că cineva poate să-și plângă un păcat tare și mâine să-l facă iar. Aia nu-i pocăință. Pocăința nu-i asumarea unor penitențe. Mă duc, am făcut un păcat, bat 100 de matâni, dau ce dau la o casă de copii. Dacă mâine fac iară, aia nu-i pocăință. Pocăința înseamnă o întoarcere la Dumnezeu. Regret, plâng păcatul, dar mă hotărăsc și nu mai fac păcate. Și pocăința are ceva specific pentru fiecare. În linii mari, pocăință înseamnă să ai nașterea din nou, să te botezi, să te păstrezi curat. Bun. Dar fiecare om are lucrurile lui specifice de care trebuie să pocăiască. De exemplu, eu nici până în ziua de azi nu m-am pocăit de fumat. Încă nu m-am pocăit de fumat. Pentru că în viața mea n-am tras un fum de țigară. Nici când eram copil pe câmp cu oile din mătase de porumb. Eu n-am tras. Și atunci nu pot spune, na, eu de asta m-am pocăit. Nici băutură. Că în viața mea n-am pus vârful limbii pe bere, vin sau țuică sau altceva. Nu pot să spun că eu m-am pocăit de astea. Pocăința are ceva specific. Eu trebuie să mă pocăiesc de rău care îl știu eu în mine și nu vi-l spun vouă. Tu trebuie să te pocăiești de păcatul care l-ai în tine și poate îl știi numai tu, de murdăria cugetului și a gândului, de acelea trebuie să te pocăiești. Dumnezeu să ne ajute. Revenim la harul lui Dumnezeu, darurile, carismele lui Dumnezeu. De 1 Corinteni 14 spune că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine, cine prorocește zidește biserica, că zidirea are două dimensiuni. Una colectivă, din 1 Petru 2:5, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, un templu sfânt și să aduceți jertfe lui Dumnezeu plăcute prin Iisus Hristos. Are o dimensiune colectivă. Eu sunt o piatră vie, tu ești o piatră vie, el e o piatră vie.
Ne-a pus Dumnezeu să formăm zidul ăsta care se cheamă biserică. Când Hristos va răpi biserica de care ați cântat, nu va răpi nici catedrala de la București, nici Sfânta Paraschiva de la Iași. Dumnezeu nu răpește la cer molozuri și cupole de aur. Dumnezeu răpește oameni. Biserica lui Dumnezeu, totalitatea creștinilor care stau în zidul ăsta, zidiți de Dumnezeu, Domnul să ne facă o piatră vie în zidul său. Și când va răpi Hristos biserica și din Jebel să se ridice, mântuiți Domnul. Unelte pentru zidit. Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt. Eu merg mult pe asta. Eu am peste 63 de ani, aproape 64, de când merg la adunare fără nicio întrerupere. Dacă am fost zidit, dacă am fost mângâiat în întristările mele, dacă am simțit curățire și eliberare și bucurie sufletească, asta mie mi-a adus o Scriptura și Duhul Sfânt. Eu nu pot pocăi pe nimeni, că până la Jebel am alță de pocăit. Dar vine Scriptura și spune, Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Fie dar ca Duhul Sfânt în seara aceasta să dovedească păcătoșenia din inima ta. Eu nu încerc măcar să conving pe nimeni, dar Duhul Sfânt o poate face. Asta e o unealtă lăsată de Dumnezeu la îndemâna noastră. Domnul să ne dea pricepere să o folosim. Mai scrie în Efeseni 4:11. Un alt lucru, o unealtă de care ne putem folosi. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de zidire a trupului Hristos. Oameni chemați de Dumnezeu sunt unelte pentru zidirea ta sufletească. Oameni chemați de Dumnezeu în slujire, ei sunt în slujire, în slujba dumneavoastră, ca să vă zidiți sufletește. Și Domnul să aibă astfel de oameni în Jebel. Ne facem timp pentru păcătoși, ne facem timp pentru cei nenorociți, ne facem timp pentru săraci, ne facem timp pentru bolnavi. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Și mai spune Roman 14:19, să urmărim dar lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Are Dumnezeu pregătite lucruri pentru noi. În Efeseni 2:10 spune că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, zidirea lui în Hristos pentru faptele bune care le-a pregătit să umblăm în ele. Are Dumnezeu niște fapte bune pe care tu trebuie să le faci. Numai să treci prin ele. Eu n-am fost sportiv așa ca băieță. Nu-s mare chibiț. Am auzit că este un sport cu schiurile, se cheamă slalom uriaș. Adică spus în niște jaloane și schiorul trebuie să le evite așa. Câteodată așa facem și noi. Dumnezeu a pregătit niște lucruri, niște fapte bune, ca eu să le fac, să trec prin ele și eu le ocolesc. Nu vi s-a întâmplat niciodată? Le-a pregătit Dumnezeu alea pentru noi, dar noi le ocolim. Știți că faptele bune duc la zidire sufletească și trupească? Ascultam un interviu cu Leon Dănăilă, marele chirurg român născut la Darabani, la 80 de ani încă operează pe creier, o somitate recunoscută pe plan mondial, cu peste 60 de cărți de specialitate scrise. De la el învață toți chirurgii din lumea aceasta, a operat miniștri, președinți de stat. El spunea printre altele că mitică mierticarul de la Darabani s-a îmbolnăvit, prezbiterul adunării, și s-a dus la el că dintr-un sat. Și îi spune Dănăilă, i-a făcut toate consultările, și spune, măi, în creierul omului este o cutie sigilată în care noi nu avem voie să umblăm. O să că numai dacă ne ia Dumnezeu de mână să ne ducă. Creierul omenesc are 2 miliarde de celule și fiecare celulă are 2000 de conexiuni. Și spunea Dănăilă, cine poate să intre acolo?
Dar el ne spunea niște lucruri. Sunt lucruri pe care noi nu le înțelegem. Lucruri care fac bine omului, duc la vindecare trupească, dar nu le putem explica. Una din ele era faptele bune. Când faci fapte bune, te simți mai sănătos. Mai spunea el, cunoaștem că rugăciunea vindecă, dar nu știm cum vindecă. Nouă nu ne da să înțelegem. Noi știm cum vindecă. Vine Hristos cu puterea Lui de vindecare și în seara asta vreau să fie aici. Dacă ești bolnav în trup, să te vindece Domnul și pe toți să ne vindece sufletește. Care sunt lucrurile care duc la zidire? Păi părtășia asta duce la zidire. 1 Corinteni 14, 26. Ce-i fraților de făcut când ne anulăm la oaltă? Păi unul are o cântare, unul o descoperire, unul o învățătură, unul o vorbire în limbă, unul o tâlmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Eu așa doresc că plecați în seara asta mai tari sufletește. Nu știu cum să vă explic că există modalități, sunt unelte lăsate de Dumnezeu să ne zidească sufletește. Care sunt lucrurile care duc la zidirea noastră? Împărtășia aceasta. În Roman capitolul 14, vizând judecățile care sunt între oameni, spune, măi, nu judeca pe nimeni. Mai bine judecă să nu fii pentru fratele tău o pricină de păcătuire. Am tradus eu asta că respectul pentru semenul tău, pe el îl zidește. Când tratezi pe cineva cu superioritate, când ai dramul ăla de umilință, de smerenie și privești pe toți de sus, oamenii se simt ofensați, îndepărtați, dar când te apropii cu respect, omul acela pleacă zidit sufletește. În credințările după Scriptură, Roman 14:23, dacă faci ceva ce nu-i din încredințare, e un păcat. Fratele vorbea de empatie, în Roman 15:1, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine, căci nici Hristos nu și-a plăcut lui înșine. Fiecare să placă aproapelui în ce privește binele, în vederea zidirii altora. Respectul pentru celălalt. Eu trebuie să vă plac dumneavoastră ca să fiți zidiți sufletește. Eu trebuie să știu până la urmă plăcerea dumneavoastră, că respectul ăsta trebuie aplicat și în familie și promovarea asta, simpatiei, trebuie și în familie. Eu nu sunt om cu cadouri. Luați-o ca mărturisire, nu mai spuneți la nimeni. În viața mea am făcut două cadouri, cum în două le-am dat în bară. Cum nu-i nevastă, măi, dar tu știi că îmi place mie. Băi, nevastă, e bani și cumpără și gata. Adică când nu ne cunoaștem unul pe altul, eu am 30, aproape 8 de ani de când sunt surat. Acum nici nu știm noi, dar eu trebuie să plac copiilor, familiei, fraților, în ce privește binele, ca ei să rămână zidiți, să ne ajute Domnul aceasta. Este careva de spus din dumneavoastră, numai să-și propună să folosească uneltele acestea, tratamentul ăsta, Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt, frații puși de Dumnezeu și lucrurile, faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Doamne, ajută-ne! Aș mai adăuga doar câteva cuvinte. Tehnologia de lucru. Scrie în 1 Corinteni 8 o acuză gravă, cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Toate astea le folosim cu dragoste, frații mei. Când vorbeam de manifestarea carismelor a Duhului Sfânt, am ajuns la Corinteni 13, cineva spunea, dragostea e carul în care pui toate uneltele de lucru, că fără dragoste nu e bine. Cum stați cu dragostea? În Filipeni 1:8 spune, martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți. Voi vă iubiți toți? Sau aveți și oameni care nu-i puteți iubi? Încă eu am mers mai departe și am spus, bun, dacă nu-i pot iubi pe toți, ce am de făcut? Vă spun un prim pas. Identificați pe aceia care nu-i puteți iubi.
Cum îi cheamă? Ai vreunul? Păi trebuie să-l știu pe ăla care nu-l pot iubi, nu? E logic. De ce nu-l pot iubi? Al doilea pas. Începe să te rogi pentru el. Când te rogi pentru el, Dumnezeu va face ceva. Ori îl schimbă pe el, ori te schimbă pe tine. Poate vine la tine. Al treilea pas. Încearcă să-i faci bine, să te porți cu el ca și cu o persoană care a iubit foarte mult. Și când lui Dumnezeu îi place de calea unui om, pe vrășmașul lui îi face prieten. Doamne ajută-ne! O dragoste pentru toți, o dragoste statornică, Ioan 13. Iisus i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Știți ce a făcut Domnul Iisus în Ioan 13? O luat un lighean și o spălat picioarele ucenicilor. Un frate, prieten, nu mai este, plecat de mult la Domnul. Mi-a povestit o pățanie din viața lui. Eu am învățat ceva de acolo. Era conducător de adunare, predicator. Într-o zi, în timpul slujbii, predica. S-a ridicat unul din adunare și i-a adus o cară. Băi, stai jos, bă, dar numai tu ești mai cu minte. Așa. Băi, l-a ocărât și omul ăsta era așa de pocăit. L-am cunoscut bine. Folosit de Dumnezeu în vindecări, în eliberări. Și așa l-a ocărât de tare. Și așa o plâns fratele Sidor de la Găureni. Așa o plâns și a spus, Doamne, fă-mi dreptate, Doamne. Dacă eu, slujitorul tău, mă lași de o cară la toți cum vrei, Doamne, fă-mi dreptate. Și o plâns mult și îi vorbește Dumnezeu, el era proroc, îi vorbește în cugetul lui și spune, am hotărât să-ți fac dreptate. Ia un lighean, un ștergar și du-te la fratele George și spală-i picioarele. El orice s-a aștepta, dar la asta nu. Dar i-a vorbit Dumnezeu și el știa când îi vorbește Dumnezeu. O lua ligheanul, eu am fost în Găureni acolo, în Dumbrăvit, spune, în Dumbrava. Nu de mult, am fost la o căsătorie. E un sat cu casă de o parte și de alta și un drum lung. O lua ligheanul în mână, ștergarul pe umăr și mergea prin sat. Și oamenii întrebau, frate Sidor, dar unde duci? Mă duc până la George să-i spăl picioarele, că așa mi-a spus Duhul Sfânt. O ajuns la poartă, omul era pe la șură, cum îmi spune în Bucovina. Și-o striga, măi, frate George, el a spune, ce mai vrei de la mine? Măi, George, m-a trimis Duhul Sfânt să spăl picioarele. Îmi spunea fratele Sidor, frate Dragoș, omul a început să plângă în hohote. O alergat de la șură până la poartă. M-a strâns în brațe și mi-a spus, măi, Sidor, nu știu, măi, ce-a fost cu mine ieri. Măi, iartă-mă, măi. S-a dus în casă și a spălat picioarele, s-a rugat și îmi spune, Dragoș, cu omul ăsta am fost prea mai bun prieten până când a murit. Ai o problemă cu cineva din adunare? Nu aștepta să-l trăsnească Dumnezeu. Nu aștepta să auzi că e bolnav de cancer, nu. Elicheanu, du-te și spală-i picioarele. Oameni buni, cine vrea să pocăiască, așa-i pocăința. Așa e pocăința adevărată. Iertăm, uităm și iubim până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Ce să mai spun de metodică? De dragoste, dacă intrăm, e mult de vorbit. 1 Corinteni 3:10, spune Apostolul Pavel, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Știți că zidirea aceasta se face cu înțelepciune? Că fără înțelepciune n-are rost. Când Proverbe 9:1, înțelepciunea și-o zidit casa. Da? Și apoi spune în Matei 7:24, un om înțelept care o zidit casa pe stâncă. În ce este înțelepciunea asta? Vă dau numai un exemplu. Scrie în Luca 14:28, că dacă vrei să zidești un turn, să-ți faci socoteala cheltuielilor. Ce înseamnă a face socoteală? O recomandare, tot acum i-a spus Amir, o recomandare înțeleaptă. Când faci socoteala, bazează-te pe ce-i sigur, nu pe ce-i probabil. La noi s-a însurat un băiet. Mi-a spus, mă, dar unde ai să stai? Și el îmi spune, n-am casă, dar
o să iesă niște bani la nuntă și mă mai ajută socrul meu și cum nații mei tăți sunt constructori, ăștia îmi fac casă într-o vară, gata. Și la nuntă nu i-au ieșit bani cât a vrut el. Și socrul s-a îmbolnăvit și a plecat în spital și cum nații au plecat în Belgia la lucru. Și după nuntă căuta cu o chirie, că nu s-a potrivit socoteala lui. El se baza pe ceva imaginar. Eu spun, bazați-vă, oameni buni, pe ceva, ci sigur. Voi sunteți aici în seara asta, duminică seara la Jebel. Sunteți sigur că sunteți aici, da? O să fie și mâine? Asta nu-i mai sigur. De aceea spune în Evrei 4, atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul să nu se pomenească veni prea târziu, 4:1, versetul. Da? Deci, contează pe timpul din seara asta, că mâine vezi câți drogați circulă pe stradă? Vezi câți bețivi circulă cu viteză? Ieși din casă și dă mașina peste tine, nu știi ce se întâmplă. Dar ziua asta, seara asta, îi sigură. Eu când fac socoteală, pe asta mă bazez. Pe sănătatea care o am acum, mâine s-ar putea să fiu la terapie intensivă. Pe ce am acum? Faceți-vă socotelile pe lucrurile sigure, nu pe cele probabile. A doua recomandare. Evaluați corect lucrurile. În Israel, un băiat avea un drept extraordinar. Drept de întâi născut se chema. Era responsabil de familie, ducea familia la jertfă în lipsa tatălui, avea avere mai multe și unul a vândut dreptul de întâi născut. Numele lui era Esau. Știți pe ce a vândut dreptul ăsta de întâi născut? Care știe? Pe o zamă, pe un borș. Un polonic de borș și a spus, îți dau dreptul ăsta, dă-mi un pic de borș. Măi, cu minte a fost omul ăsta? Nu a fost înțelept deloc. Moise a pus o cara lui Hristos și plăcerile Egiptului. Și a spus, prefer o cara lui Hristos, e mai de valoare. Dima, din dragostea pentru lumea de acum, a renunțat la pocăință, la Pavel și la slujire. Dacă vrei să-ți faci o socoteală, evaluează corect lucrurile, mă, nu pentru o țigară, pentru un drog, pentru un film, pentru un sărut în parc, pentru nu știu ce, mă las de pocăință. Și plânge mama, și plânge tata, și se roagă adunarea, și eu pe ce îmi dau pocăința? Pe ce? Pe nimic? Pocăința n-are preț, nu putem vinde, e adusă de Hristos. El ne-a plătit pe fiecare. În al treilea rând, fiți atenți la consecințe. Eu am lucrat 35 de ani la cale ferată, mulți ani am fost mecanic locomotivă. Vai câte tragedii am văzut pe peron. Oameni care îi duceau în gară să facă shopping și ieșeau cu plăsele și eu cu trenul mă duceam, că n-am voie să întârzi. Alții care se strângeau, se pupau în brațe până pleca trenul și rămâneau îmbrățișat. Alții care au fugit și au tăiat picioarele și multe. Și le spunea, măi, oameni buni, măi, dacă ați pierdut un tren, nu vă aruncați voi sub tren, când vine un ceas altul. Un coleg, un prieten de al meu, păstor, o dat pentru examenul de șofer de 6 ori o dat. Tot o căzut, iar o dat, prima dată o dat prin credință, nu o luat, a doua oară o învățat, dar nu bine, e așa sau oare o luat? Băi, dar o luat. Dar dacă pierzi mântuirea și o pierzi azi, mâine nu mai ai. Ai ratat un examen la facultate, mai dai o dată, ai dreptul, certe că mai plătești o dată. Dar mântuirea, dacă ai pierdut-o, ai ratat-o, e gata cu asta. De aceea doresc ca Domnul să ne dea și nouă înțelepciune. Și mai scrie în Iov 36:3, totuși voi scoate dreptatea ziditorului meu. Dumnezeu e ziditorul și e drept. Drept a fost în creație, drept e în guvernare, drept e și în mântuire. Psalmul 119, versetul 7, te voi lăuda cu inima neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Legile lui Dumnezeu sunt aici în Sfânta Scriptură. Dumnezeu e drept.
Și ca să spun că e drept, în 2 Petru capitolul 1 cu versetul 1 spune: Dumnezeu ne-a chemat prin dreptatea sa la mântuire. Ne-a chemat Dumnezeu că Dumnezeu e drept. Dumnezeu te-a chemat și pe tine în seara asta pentru că e drept. La Dumnezeu e dreptate. Chemarea e a Lui, alegerea e a ta. Și multe lucruri ar fi de vorbit, dar eu mă rog, Domnul, cu smerenie, din tot ce am spus eu, să rețineți ceva. Că Dumnezeu ne-a dat niște unelte pentru zidirea noastră. Că trebuie să lucrăm cu dragoste, cu înțelepciune și cu dreptate. Și vreau, când plecați de aici, și eu când plec de aici, să plecați mai puternici. Vindecați sufletește, mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. La voi e bine. Acum două săptămâni am avut o delegație din Ucraina, o reprezentare la cel mai înalt nivel, președintele cultului pentecostal, vicepreședintele și toți episcopii, cu excepția unuia care a avut o mormântare. 3 zile am dus în Bucovina, în biserici, 3 zile am fost cu ei la executiv și în parlament, au avut ei o treabă. Printre ei, un frate din Ozorne, eu am fost în Ozorne, Gherasim Ilie, acum e păstor la Harkov. Spune: fraților, să vă spun cum e la noi. Dimineața la ora 4, când a început rușul să bombardeze, au venit copiii mei în casă plângând și au spus: tata, ce facem? Am luat soția, copiii, am fugit în câmp, familia mea 21 de zile a stat în câmp ca să nu-i bombardeze, că rușii bombardau orașul. Eu am prieteni în America, mi-au spus: vină mă, ia familia, vin în America. Am spus: nu, eu sunt păstor. Îmi spunea, la etajul 10 aveam o soră invalidă. Familii tineri cu copii au plecat din oraș și au rămas bătrâni și neputincioși în apartamente. Și eu mă duceam de la unul la altul și le duceam mâncare. Îmi spunea: frate Dragoș, când coborăm în subsol de cealaltă, când s-auzeau sirenele, și când eram 100 și ceva de oameni, ca sardelele stăm așa, fără apă, fără mâncare, fără toaletă, eu luam Scriptura și le vorbeam de Dumnezeu, că nu era altă mângâiere. Îmi spunea el, la noi în adunare, acolo în Harkov, un proiectil o lovit în biroul pastoral. Eu stăm de vorbă cu prezbiterul, am plecat de acolo să-i arăt, nu știu ce, și proiectil... Un alt proiectil ne-a zburat acoperișul la adunare, când veneau frații la adunare. Un prieten de-al meu, prezbiter, era în curte, o ieșit din casă la șură, un rus l-a împușcat, o căzut jos. O familie strângea cartofi, i-a împușcat pe toți care strângeau cartofi. 5 surori ieșeau de la noi la adunare, am avut slujbă, cum ieșiți voi acum în Jebel. Mergeau stând de vorbă, un proiectil le-a omorât pe tătul, le-a pus grămadă, spune: frate, dar eu le-am îngropat. Ce bine la voi la Jebel! Ce bine la voi la Jebel! Nu s-ar cuvine să-i mulțumim la Dumnezeu? Un frate Babiciuc Alexandru, un alt episcop, îmi spune: frate Dragul, pe băiatul meu l-a luat prizonier de pe stradă și l-a ținut luni de zile prizonier, n-am știut nimic, nimic de el. Ne rugam pentru el, nu mai știam. De la ruși nu avea nicio sursă de informații. Se spune, la mine s-a întâmplat o minune. Într-o seară un grup de ruși mi-a lăsat băietul la poartă, fără să-i fi făcut vreun rău. Dar nu cu toți a fost așa. Peste 73 de adunări distruse din temelii. Dar îmi spunea el la Harkov, am deschis acum 13 biserici. Ne adunăm în hale, n-avem scaune. Dar când ruși acum au plecat, au lăsat lăzi de muniții, unde au stat obuză și cartușe. Mi-au arătat videoclipul. Și toți pocăiți să stau pe lăzile acelea, cântau și lăudau pe Dumnezeu. Aveți scaune bune, aveți pace, vă duceți acasă și vă culcați. El mi-a spus: frate Dragoș, roagă-i pe frații unde mergi să se roage Domnului și pentru noi. Îmi spunea, am un prieten care, un frate presbiter, când a intrat ruși în Crimea în 2014, eu omorât 2 băieți și acum eu m-am omorât unul. Eu mă gândesc, dacă s-ar face încorporări, am 3 băieți, așa cât mine de mari, pe tăți strâni ar lua. Dar eu nu vreau asta. Voi vreți? Vreți să ne rugăm Domnului să mai lasă îngerii săi? Aleluia. Să ne lasă cu pace? Amin.
să ne dea pace în Jebel, aici, în România, să ne dea pace în familie, fără divorțuri, fără certuri, să poate trăi frumos, oameni buni. Să ne dea pace în inimă, în adunare. Vreți să ne rugăm pentru oamenii ăștia? Când m-am coborât din autocar, plângeam, a luat valiza și m-am dat jos plângând și frații erau cu mâinile peste mine, se rugau, frate, Dragoș, te așteptăm la chef, te așteptăm. Așa ne-a unit dragostea lui Hristos. Și am spus, oameni buni, nu știu dacă am să ajung în tătul crai de la voi, dar într-o zi a să vii o zi când o să apară Hristos pe nori. Și o să vină cu un arhanghel și cu o trâmbiță și când va suna arhanghelul, să ne întâlnim voi din Ucraina, noi de aici în România, voi din Jebel, să-L întâmpinăm pe Domnul. Hai să ne pocăim mai bine. Hai să ne iubim mai mult. Hai să fim mai serioși cu pocăința, mai smeriți, mai umili. Și dacă cineva până astăzi încă nu a fost zidit sufletește, nu cunoaște încă intimitatea aceea cu Dumnezeu, să se hotărască pentru pocăință. Amin. Și dacă vreți, hai să ne ridicăm în picioare. Ne rugăm pentru toți cei prezenți. Ne rugăm cuvântul acesta să rămână în inimile voastre. Amin. Încredințați-vă dreptului ziditor, spunea Petru în capitolul 4. Și în final, rugați-vă și pentru frații din Ucraina. Acolo e necaz mare. Ce mi-a povestit frață, parcă nu eram în stare să ascult. Să te cheme de acasă să identifici cadavrele, grămezi de morți. Și noi suntem aici binecuvântați de Dumnezeu și tot nu vrem să ne pocăim. Dumnezeu să ne ierte și să ne asculte rugăciunea. Amin.